Dacă te referi la chestia asta de bărbat brutal, să știi că nu e genul meu. Eu am o motocicletă și mi-e bine așa. Ce tâmpenii scos pe gură? Toate lucrurile astea n-au nimic de a face cu tine, absolut nimic. Chestiile la care trebuie să mă gândesc și tot ce se contractă în mine și de ce îmi țâșnește apa din ochi, toate astea n-au nimic de a face cu grijile tale de pulă de bărbat și cu motocicletă. Cu motocicletă chiar n-au nicio treabă. Na, atunci e bine. Unde te duci? Asta mă aștept călduga. Cât timp încă azi trăiești? În ochii rece acolo nu mai avea nimic. Căldura. Foc. Asta este principiul biologic. Nu așa cum credeți. Voi vă vedeți doar în raport cu alții, altfel nu vedeți nimic. Vreți să vă oglindiți în ceilalți și credeți că așa vedeți ceva din voi înși vă și că așa existați, ceea ce e o tâmpenie. Voi dispăreți? Îi vedeți doar pe ceilalți, vă subțiați până când nu mai sunteți, nu mai puteți să faceți distinția între cine sunteți voi și cine sunt ceilalți. Credeți că așa trebuie să fie, asta e greșeala. Trebuie să te rupi din legătură și să devii de sine stătător. Să scapi de gândurile străine și să te închizi ermetic. Fără antene către afară. Doar am. Ca o meduză. Formă și închisă și cine se apropie, se arde. Fără furie. Închideți gura, închideți urechile și faceți. Știu că tu ai fost. Ce-ai fost eu? Biserica aia care a ras. Tu ai fost. Și hamba. N-ajută la nimic. Și dacă dărâm tot ce e aici, mă lipesc de mobilă, iar noaptea mă înghit de salteaua. Aia de afară fac tot ce se poate. E o intruziune permanentă. Mă retrag cum pot, dar nu-mi e bine. Ieri aproape că m-au târât până în fața ușii. N-am putut să văd aproape nimic. Aproape că au trebuit să mă care până la mașină. Nu știu dacă în caz de urgență aș fi fost în stare să mă țin pe picioare. M-au dus la un lac și s-au bălăcit în apă. N-am putut să văd nimic printre gene. Cred că s-ar fi bucurat dacă aș fi intrat în apă sau dacă aș fi râs. Azi am rămas toată ziua în pat. Cred că am făcut febră ca să nu mor. Ți-am fost foarte recunoscătoare. Olga. Dragă Olga. Vreau să mă așez. Am auzit vorbindu-se despre mi-am amintit totul